să îmi dați voie să deschidem acest nivel. Astăzi este o zi frumoasă afară. Va fi o întâlnire la fel de frumoasă și în interiorul bibliotecii. Este frumoasă pentru că dacă afară este soare, aici avem niște personalități deosebite care împărtășesc din cunoștințele și cărora le mulțumim. Cerea să facem lansarea unei cărți care a fost lansată inițial cu prilejul Târgului de Carte Gaudeamus din București. Lansare care s-a bucurat de o mare audiență și despre care, dacă aveți curiozitatea să intrați pe surse de informare ale internetului, veți vedea foarte multe cuvinte de laudă. De altfel, este o carte care poartă girul unei, ca prefața unei mari personalități istorice, este vorba de academicianul nostru mare din Jurăscă. Deci ne întâlnim astăzi cu domnul general în rezervă, Rogojanu Aurel. Alături de dânsul am invitat la acest pupitru pe domnul senator, fost senator Florea Voinea. De asemenea, o personalitate cunoscută nouă slătinenilor, un om activ, un om care participă în permanență la acțiunile noastre, este vorba de domnul colonel în rezervă Nicolae Zărel. Această carte a ieșit și s-a născut și trecând prin mâinile unei alte personalități prezente aici de față. Este vorba de managerul și editorul editurii Poema de la Baia Mare, domnul Alexandru Peterlicianu, pe care îl vedeți acolo, prin acele cărți, reprezintă atât de bine ca editor și manager al unei editurii valoroase. Anunța și câțiva vorbitori pe care am să-i numesc la timpul respectiv. Să ne întoarcem la obiectul întâlnirii noastre. Pentru a putea fixa un cadru general sau pentru a cunoaște puțin personalitatea autorului, am să vă redau într-un minut, două minute, câteva informații. Domnul Aurel Rogojanu s-a născut în anul 1949 într-o localitate Ceica, o localitate din județul Bihor. Sursele despre dânsul sunt destul de sumare, și eu într-o grabă am găsit ceva, dar nu foarte complet. Din ce am găsit eu, reiese că de mic copil avea o deosebită aplicare ca ales spre a studia istorie și filozofie. Dar în același timp, tot de mic, pe la 6 ani, și-a descoperit o latura intuiției, o latură legată de a practica niște meserii de risc. Așa cum sublinează dânsul într-un interviu pe care l-a acordat, i-a plăcut întotdeauna să citească literatură, în afară de filozofie și ce v-am spus, mai ales literatura axată pe un domeniu mai aparte, domeniul spionajului. Și a terminat, a absolvit liceul în localitatea Vulcan, la liceul Samuel Vulcan. După liceu, așa cum se întâmpla, a fost selectat pentru a urma școala de ofițeri în cadrul Ministerului de Interne. În același timp, fiind atras și de școala de ofițeri aparținător Ministerului Apărării. Dar termine șef de promoție școala de ofițeri de securitate. Până în 1989 este prezent în structurile de conducere ca șef de cabinet al șefului Departamentului Securității Statului, Iulian Blat,
care face și obiectul discuției de astăzi, cartea numindu-se Iulian Vlad, Confesiuni pentru Istorie. Din, este specialist în contraspionaj și după 89 participă activ la punerea temeliei noi instituții care înseamnă Serviciul Român de Informații, deținând mai multe funcții, dintre care și o foarte importantă funcție, consilierul directorilor de la Serviciul Român de Informații. Își continuă deci activitatea în SRI și totodată profesează, adică educă generații întregi de absolvenți în cadrul, ca profesor în cadrul Academiei Naționale de Informații. Activitate deosebită din punct de vedere al învățământului, al disciplinei. Iar în 2006 se pensionează. Probabil că timpul pe care l-a la dispoziție din 2006 este mai mare și poate să se aplece și să înceapă să scrie. În așa fel încât nu mai mult de 2 ani și jumătate, 3 ani se scurg și este bine primită, care se numește în 1989, dintr-o iară în alta, și mai departe cu subtitlul România în resorturile secrete ale istoriei. Lucrarea respectivă, la ora actuală, dacă testați orice depozit de literatură, este epuizat. Stocurile, vă răspunde acolo, epuizat. Asta înseamnă că a fost o lucrare primită bine, care deja, pentru care poate se gândește la o altă ediție. Scrie o altă lucrare, Istoria, geopolitica și spionaj în Balcanii de Vest, originile, evoluția și activitatea. Și această lucrare a epuizat. În 2011 continuă seria de lucrări și scrie Fereastra Serviciilor Secrete, România în jocul strategiilor globale. În 2013 publică Apusul Agorei, Românii sub al șaselea Escu. Este iarăși un stoc epuizat. În editura, editura Compania, publică în 2016 Factorul Intern, România în sfidarea conspirațiilor. Iar 2017, anul încheiat acum recent, domnul vine prin lansarea de la Târgu Gaudeamus, cum v-am spus, cu această carte pe care o lăsăm astăzi, Iulian Vlad, Confesiuni pentru Istorie. Editura, v-am spus, apare în, la editura, se tipărește la editura Proema, din Baia Mare, al cărui este aici de față și că probabil, dacă dorește, să ne spună câteva cuvinte despre carte și despre ceea ce dorește. Acestea ar fi câteva cuvinte. Ce apreciere am găsit despre dânsul? Am ca unul dintre puținii oameni cu acces la cele mai înalte structuri de putere din România. Unul, mă gândesc la un om, o personalitate, nu unul luat în... O personalitate care face o analiză a situației sau un cunoscător care face o analiză pertinentă a situației actuale a țării. Un mare specialist în contraspionaj. Și lucrurile adresate la valențele, posibilitățile domnului sunt mult mai multe și nu are rost ca eu să prelungesc acest preambul. Am dorit să fac aceste precizări pentru a avea un punct de plecare și a ști cu cine avem noi aici și cine este în linii mari generale autorul, domnul general în rezervă, Rogojanu Aurel. În graficul acesta al meu, când zice că vorbește autorul, eventual editorul și cei doi invitați, aici de față, domnul senator Florea Voinea, după aceea domnul profesor Nicolae Gonț și domnul colonel Nicolae Zărnescu.
Nu o să trec așa conform graficului întrebând, să mergem direct la autor, ci aș dori să fac trecerea spre domnul senator Nicolae Florea Voinea. Domnule senator, vă rugăm. Bine că ne găsiți astăzi la un eveniment cu totul special. Și vă mulțumesc dumneavoastră că v-ați făcut timp să participați la această lansare. În anul centenarului, această carte, după părerea mea, este mai mult decât binevenită. La 100 de ani de la așezarea României în granițele ei, apare prin strădania domnului general Rogojan această carte numită Confesiunile generalului Vlad, pe care am avut onoarea, privilegiu să-l cunosc de acum vreo 40 de ani. Nu e niciun secret, am lucrat la tineret, sunt din județul Dolj, de acolo de unde este și generalul Vlad, și m-am înțeles foarte bine cu dumnealui. De ce am venit la întâlnirea cu dumneavoastră? O să găsiți în carte și câteva paragrafe în care generalul Vlad povestește despre faptul că i s-a intentat un proces nedrept, a fost târât în judecată și a ajuns ca președintele completului de judecată, cel care, între ghilimele, a fost călăul generalului, generalul Nițoiu, să îi pare rău pentru ce a făcut și să mă roage să le fac o întâlnire pentru că vrea să-i spună generalului niște lucruri. Am făcut acest demers, i-am întâlnit și am fost martor când generalul Nițoiu și-a cerut iertare pentru faptul că l-a anchetat. În sufletul lui și în sinea lui simte că acest om nu este vinovat, dar el a acționat la ordin. Și înainte să plece în Germania, pentru că nu știe dacă se mai întoarce viu, vrea să-și ceară iertare, lucru pe care l-a făcut. Și eu am venit să vă confirm ceea ce generalul Vlad spune în carte. Sigur, generalul Vlad nu are nevoie de confirmarea mea. Generalul Vlad a fost un om drept, un om onest. Chiar dacă era din inima Olteniei, se purta ca un ardelean, un ardelean sfătos, care avea o vorbă bună pentru fiecare cu care intra în contact. Niciodată nu l-am auzit vorbind urât despre camarazii lui, despre colectivul pe care l-a condus cu atâta seriozitate, cu atâta dăruire, colectiv care, după părerea mea, nu o să se mai bucure vreodată de respectul și, de ce nu, de teama celor care vroiau răul României. Vreau să vă spun un episod pe care nu l-am împărtășit la multă lume. Fiind secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, am fost în 1989, noiembrie, la Plovdiv, la o expoziție de creație tehnico-științifică în rândul tineretului. Fusese Revoluția de Catifea în Cehoslovacia, căzuse zidul Berlinului, schimbaseră regimul în Ungaria, iar această expoziție a început sub patronajul lui Živko și a terminat peste 5 zile sub patronajul lui Peter Mladenov, dacă vă aduceți aminte. În timpul expoziției au venit toți colegii mei din țările socialiste, foste socialiste, să-mi ceară ca împreună să scoatem un document în care să înfierăm partidele comuniste care nu conduc și n-au condus bine țările noastre și să înfierăm și serviciile de securitate. Ei nu mai aveau nicio problemă, pentru că la ei lucrurile se schimbase. Și am încercat să le explic
E destul de complicat să fac asta în condițiile în care în România mai sunt pe poziții și partidul și securitatea. Iar personal, eu n-am nimic de obiectat. M-am întors în țară, începeau lucrările Congresului Partidului. Și am încercat, fiind toată conducerea securității Ministerului de Interne în fața prezidiului la Congres, să le spun că România urmează, la rând. Ce s-a întâmplat în Cehoslovacia, în Republica Democrată Germană, recent în Bulgaria, urmează și în România. Și ar fi bine să se ia măsurile necesare ca să nu se întâmple lucruri urâte în România. Pentru că părerea mea este că schimbarea regimului va fi mult mai dură decât în celelalte țări. Ministrul de Interne de pe vremea Postelnicu s-a uitat la mine și a amenințat, mi-a zis, băi tineri, ai grijă ce vorbești, dacă vrei să fie bine. Generalul Vlad s-a ridicat, m-a luat după umeri, m-a dus mai departe și a zis, hai copile, că n-ai cui să spui. Așa o să fie cum spui. Dar nu vor să înțeleagă. Că și eu le spun de mai multă vreme acest lucru. Acesta a fost generalul Vlad. A fost un om cât o țară, a iubit-o, a ars pentru ea și a plecat dintre noi cu dorul de România. Pentru că știu că dumneavoastră vreți să intrați în posesia cărții, pentru că știu că mulți dintre dumneavoastră i-ați fost coleg, i-ați fost camarad, mă opresc aici, mulțumindu-vă pentru atenție. Mulțumim, domnul senator, pentru cuvântul dumneavoastră substanțial și plin de învățăminte. Și aș vrea să remarc că această carte, după cum vedeți, este o carte voluminoasă, are peste 800 de pagini. Această carte este din ceea ce percep eu ca bibliotecar cu 40 și ceva de ani în spate, învățat să știi care sunt minusurile și care sunt plusurile cărții. Este o carte de referință. Este o carte de referință, o carte de cercetare, o carte care se bazează pe documentație multă și documentație adevărată, fără interpretări. Este o carte care ajută pe cel care lecturează conținutul, îl ajută foarte mult orientându-l și prin folosirea anexelor la lucrare, dar îl ajută prin punerea la dispoziție acestui amplu indice, orice carte științifică de cercetare, de punere în valoare a unor evenimente sau așa, se bazează prin crearea unui aparat al cărții, în cazul de față, indicele de nume și localități, în așa fel încât, dacă vreți referi pe scurt, fiind voluminat spre Cornel Poposu, merge la litera C, Poposu, și veți vedea pagina și ceea ce se spune sau ce se discută despre personalitatea. Dar să trecem de aici și am văzut un cuvânt al unui domn senator care e trecut prin toate mediile și prin mediul politic. Aș vrea să cunoaștem acum o părere a unui cercetător în domeniul istoriei, a unui istoric, un istoric local, care a avut plăcerea să se oprească asupra cărții și pe care îl rog să ne comunice gândurile dânsului. Este vorba de domnul profesor Nicolae Gonț, aici de față. Domnule profesor. Mulțumesc mult pentru... Am luat 150. Această carte a fost pentru mine foarte interesantă pentru că mi-a dat răspunsuri la foarte multe întrebări. Dar mai sunt și întrebări la care n-am găsit răspuns, întrebări pe care le voi pune mai la vale domnului general Rogojan. În ceea ce privește definiția evenimentelor din 1989, pentru că asta m-a interesat pe mine, lumea s-a cantonat în ecuația lovitură de stat sau revoluție. Și în termenii ăștia se va discuta încă 500 de ani și nu se va pune lumea de acord dacă a fost revoluție sau lovitură de stat. Unii zic așa, alții așa, alții zic că a fost și revoluție și lovitură de stat.
În ceea ce mă privește, am altă opinie. În istoriografia noastră există o carte, se numește 12 invazii rusești în România. Acolo ce spune? Spune că țara noastră a fost invadată de 12 ori, de la 1711 până la 1944. Așa, eu spun că în 1989 a fost a 13-a invazie sovietică. Rusească, paranteză sovietică. Asta e definiția evenimentelor din 1989, după părerea mea. Și așa le-am spus și copiilor când eram în activitate. Revoluția cât a fost, sau lovitura de stat, sunt urmări ale acestui eveniment. Deci asta e definiția evenimentelor din 1989. A 13-a invazie rusească în România. Și după cum se văd lucrurile acum, s-ar putea să avem și pe a 14-a. Bun. Cine ne-a invadat? După cum spun domnii generali Vlad și Rogojan, au venit în vremea aia 67.530 de turiști sovietici care vizitau obiective care nu erau turistice. În rândul acestora au fost disimulate două sau trei divizii de trupe speciale Spetsnaz, sovietică din România. Adică rețeaua de spioni, care era foarte mare în România. Un tip zicea că ar fi fost 10.000, eu cred că erau mai mulți. Și unii dintre ei au prins Latina și mai sunt și acum. Bun. Cine erau ăștia? Grangurii cei mari erau cei cinci, nu prea magnifici, așa-i numește Larry Watts în cartea lui, generalul Caraman, generalul Doicaru, generalul Pacepa, generalul Ion Stănescu Silaghi, care se zice că nu a fost printre ăia, și generalul Constantin Iosif. Larry Watts a revenit asupra problemei și în privința lui Ion Stănescu și-a retras afirmațiile. Au mai fost în această coloană a 5-a Iliescu, Militaru, Drucan, Cico Dumitrescu, Pete Roman, Vasile Ionel, Ioan Rus, generalul Stănculescu, ăla care a dat lovitura de stat, generalul Logofătu și alții. Adică granduri de aia mari. Și în teritoriu erau și granduri de aia mici, cum a fost, de exemplu, Cian Gamsievici la Scornicet, despre care domnul colonel Zărnescu o să ne spună mai multe. Că dânsul cunoaște problema. Am niște întrebări pentru domnul general Rogojan. Am căutat răspuns la următoarea întrebare. Ce hram a purtat Ion Ursu în perioada evenimentului 1989? Ăsta era, după cum vă aduceți aminte, vicepreședintele al Comitetului de Stat pentru Știință și Tehnologie. Era omul Elenei Ceaușescu. El a fost singurul membru al CPX-ului care n-a fost arestat. Eu l-am întrebat și pe generalul Talpeș, că a venit pe aici să lanseze o carte, dom'le, ce hram purta Ion Ursu? Și mi-a dat următorul răspuns. Și au intervenit pentru el trei servicii de spionaj străine. Înseamnă că a fost o piesă mare în conspirația aia din 1989. În bibliotecă al unui colonel din Direcția de Informație Armate, Titu Simon. Titu Simon spune că el l-a descoperit ca trădător pe Pacepa încă din anii 60. Lumea a aflat că el a trădat în 1978. A și raportat în scris aceasta, s-a păstrat raportul lui, dar nimeni nu l-a luat în seamă. Urmarea a fost că acest ofițer din Direcția de Informații Armate a fost mutat la regimentul din Toplaisar, ofițer cu intendență. Bun. De asemenea, mai am o problemă. De unde a apărut cifra asta de 60.000 de oameni morți? Așa, sunt două răspunsuri. Și cred că domnul Rogojan ne va spune care este adevărul. Într-o revistă a ofițerilor de informații în rezervă, se spune că ăștia 60.000 ar fi fost securiști și cu familiile lor. Adică erau vreo 15.000 de ofițeri de securitate, înmulțit cu 4 membri la familie, ieșeau, deci ăștia aveau
aveau intenția să lichideze Securitatea până la ultima zămânță. De altfel, făcuseră așa și în 1968, când au intrat în Cehoslovacia, au pus unii ofițeri cu fața la fișete și i-au împușcat în ceafă. Bun, alții spun că cifra asta a fost dată de un tip care a vorbit și el ca să se afle în treabă și a fost preluată de posturile străine. Ar vrea să mai spun că invazia asta, pe care o a numit-o a 13-a, a fost de fapt o invazie amânată. Ea trebuia să aibă loc pe 24 noiembrie 1968, când în jurul României stăteau 26 de divizii, 20 de divizii sovietice, 4 bulgare și 2 ungurești, care abia așteptau să intre în România. În spate erau și altele cu motoarele pornite. Atunci nu a avut invazia pentru că au intervenit Statele Unite ale Americii. Președintele de atunci, Lyndon Johnson, a spus sovieticilor să nu dezlege câinii războiului. Acum, în 1989, au intervenit, cum să spun, s-a făcut treaba cu acordul sovieticilor, adică s-au înțeles în felul următor. Uniunea Sovietică intră în România, iar Statele Unite ale Americii intră în Panama, unde voiau să-l răstoarne pe Antonio Noriega. Deci s-au înțeles în privința asta. Au mai spus împotriva noastră și împotriva României, că asta era chestia, și Germania, Franța, Iugoslavia, nu știu de ce, mai vorbim de Ungaria. Franța chiar găsise de cuvință să aducă un batalion de soldați pe la granițele noastre. Deci sunt multe întrebări care necesită răspuns. Nu a răspuns, cred eu, în întregime, cartea domnului general Vlad și a domnului general Rogojan, la toate întrebările mai sunt mistere ale Revoluției care trebuie lămurite. Ei și alții din rețeaua sovietică de spioni, aici, că dânsul știe, nu sigur. Nu știu dacă are voie să spună, dar eu l-am întrebat. Vă mulțumesc pentru atenție. Da. Mulțumim, domnule profesor. Se vede analiza pe care o face un profesor de istorie. Se vede că a încercat să disece această carte voluminoasă și că a avut o intervenție pertinentă, o intervenție cu multe întrebări, o intervenție care ne ajută pe noi, cei care nu am citit conținutul cărții, să ne îndreptăm mult mai repede asupra ei. În sală se află iar un alt distins profesor de istorie, care nu numai că s-a remarcat ca profesor de istorie, dar și un publicist bun, conduce și o revistă Studii Slătinene, în care publică istorici și publică articole importante de istorie. Este vorba de domnul profesor de față, Ivașcu, Ion Ivașcu, care și-a manifestat dorința de a spune câteva cuvinte în întâlnirea de față. Eveniment. Nu mă gândeam acum 27 de ani că eu, Ion Ivașcu, voi fi unul care îl va apăra pe generalul de securitate Ion Vlad. Ceea ce voi face acum este dovadă că generalul Iulian Vlad a fost un mare patriot român. Reiese din această carte, reiese din faptul că această editură de la Baia Mare a avut curajul să tipărească această carte. Spun asta pentru că dânsul a mai tipărit, această editură a mai tipărit cărți de valoare națională și mă refer aici la cartea profesorului Iscru, dacă vă aduceți aminte, introduce în istoria modernă. Ceea ce vrea această carte este, practic, memoriile generalului Iulian Vlad. Pentru că dacă acest general Iulian Vlad și generalul Gușe nu aveau tăria de caracter și nu dădeau dovadă de patriotism și sânge rece, poate România era transformată într-o baie de sânge. Spun numai faptul că pe 17 decembrie era cât ar fi să fie arestat, apoi ordinul dat ca trupele de securitate să nu intervină la Timișoara pe 17 decembrie, dat colonelului
care era trimis la Timișoara atunci. De asemenea, ordinul dat pe 18 decembrie către trupele de securitate, armamentul să nu fie folosit și chiar dacă sunt trimiși oameni pe străzi fără armament. Este o dovadă de realism politic, dacă vreți, ceea ce spunea și senatorul mai sus, amintit de dumneavoastră aici. Da. Voi nu reținu numele, dar vă știu din vedere de la doctorul Renică. Cred că nu greșesc, nu? Așa. Vreau să mai înțeleagă un lucru. Generalul Iulian Vlad știa despre evenimentele de la Malta. Și mai e ceva. Eu nu sunt adeptul că securitatea l-a trădat pe Nicolae Ceaușescu. Eu cred că nu. Dar, în același timp, securitatea nu a intervenit la 22 decembrie. A ajutat într-un fel realizarea acestei lovituri de stat. Pentru că eu consider că la 22 decembrie a fost o lovitură de stat și luată oră cu oră, această zi de 22 decembrie va demonstra acest lucru. Vă mulțumesc și mă bucur că am avut privilegiul să vă cunosc pe dumneavoastră, domnul Bojanu, și pe directorul de la Baia Mare. Și importantă parte va fi atunci când veți purta dialogul cu domnul de general. Dar până atunci aș vrea, am văzut două puncte de vedere a doi oameni care lucrează în învățământ istorici. Vrem să vedem și un punct, aici sunt mult mai mulți și domnul inspector general acolo de față, sunt mult mai mulți cadre didactice, profesori. Aș vrea un punct de vedere al unui, să zicem, coleg de-al domnului general, un om care și-a dedicat întreaga carieră activității aceasta de a servi patria prin intermediul SRI-ului. V-aș ruga, domnule colonel Zărnescu, câteva cuvinte cât puteți descurte ca să ne face să trecem acest tablou al cuvintelor. În calitate de organizator al acestui eveniment, aș avea multe de spus, dar o să încerc să lămuresc niște lucruri. Domnul Alexandru Peterniceanu, care este patronul editurii Proeva din Baia Mare, e o veche relație și cunoștința mea și a inginerului Părduța și pe care ne-a rugat, așa să explicându-se că amândoi ne-am implicat în organizarea acestui eveniment. Domnul Peterniceanu este un român adevărat din zona Maramureșului. După cum vedeți, domnul general e din zona Bihorului, noi suntem din zona Olteniei. Cartea, document care a fost lansată și o să fie studiată de... Era dorită și așteptată de foarte multe categorii de persoane, de cercetători, de istorici, inclusiv de noi care am lucrat în această instituție și eram curioși și interesați să vedem cum a văzut generalul Vlad la nivelul dumnealui evenimentele din 1989. Sigur, eu aș avea multe lucruri de spus, dar vreau să punctez doar câteva. Sunt unul din participații în aprilie 1989 la neutralizarea complotului anti-Ceaușescu. Aceasta este definiția în conformitate cu codul penal în vigoare de atunci. A fost constituit un complot la inițiativa ziaristului sovietic Vladimir Volodin, corespondent al agenției Novosti la București, pe care l-a contactat pe Petre Mihai Băcaru de la Casa Scânteii, au pornit la început cu un grup de ziariști, iar la sfârșitul anului 1988 pretindeau că au controlul asupra 22 de județene de partid. În toată această perioadă s-a încercat racolarea unor înalți de militare ai vremii din apropierea lui Nicolae Ceaușescu și lucrul acesta a dat greș. Deci primul care a fost atacat a fost Ștefan Andrei.
Ștefan Andrei, după cum știți, era un intelectual deosebit, o figură proeminentă, cunoscută în viața internațională, fusese ministru de externe, dar la întrunirea care au avut-o copotiștii, Volodin a comunicat că nu merge. E mult de spus, sau poate pentru un ofițer care e de informații, să analizați profund acest cuvânt, nu merge. S-a încercat după aceea cu Ioan Totu, altă personalitate, din punct de vedere, era un mare economist cu viziune foarte internațională și vă declar acum că aceea sinucidere, eu încă nu cred că n-a fost lămuri. S-ar putea să fi fost, deci, altfel procedat cu el. S-a încercat după aceea cu Dumitru Popescu, zis Dumnezeu, care era rectorul Academiei Ștefan Gheorghiu și în cazul și al lui Ioan Totu și al lui Dumitru Popescu s-a zis nu merge. Și atunci în cum să zic eu, pentru că evenimentele se succedau, Moscova nu îl mai vroia pe Ion Iliescu, pentru că Ion Iliescu era deja cunoscut ca un vechi trădător. Și de aceea a încercat să racoleze pe cei din apropierea lui Ceaușescu. Acum vă puteți da seama, eu sunt convins că demnitarii pe care i-am amintit i-au spus lui Ceaușescu că sunt curtați de o putere străină. Ceaușescu, în mod sigur, vă poate confirma și domnul general Rogojan, știa de la securitate cursul evenimentului. Și la sfârșitul anului 88, generalul Vlad, vă dați seama, era problema să extindea, nu mai putea fi ținută sub control. Și i-a propus lui Ceaușescu să fie neutralizat. Și la începutul lui ianuarie 1982 au fost arestate 7 persoane. Au fost anchetate până în aprilie 1982. Deci eu vă spun lucruri la care am participat. Și la sfârșitul lui martie 1989, sigur, s-a discutat problema. Ceaușescu, să fie clar, a spus nu vrea procese politice și a dispus ca 6 din cei arestați să fie puși în libertate și să fie mutați cu locul de muncă în anumite zone ale țării. Unul din cei 6 l-am primit eu la Turcia, pentru că acolo mă aflam în acel moment. Au mai fost omologii mei de la Giurgiu, de la Brăila, de la Nemț, de la Doj și de la Gorj. Și a rămas arestat Petre Mihai Băcaru, care a fost trimis în judecată de miliție și nu pe linie politică, pentru o infracțiune de speculă. Cumpărase și vânduse niște mașini, mare lucru nu era, dar cam așa s-au petrecut lucrurile. Deci asta este una din probleme. Acum, bunul meu prieten, profesor Gonț, a emis aici o ipoteză cu invazia a 13-a invazie rusească sau sovietică. Eu vă pot confirma. În 1986, generalul Vlad m-a chemat și mi-a spus mergi și o să lucrez la Tulcea, în extremul est al României. Noi știam și se punea problema foarte grav, iminent, de dezmembrare a României. Noi ne-am confruntat în aceea zonă cu colegii noștri bulgari, care, vă spun, cu o intensitate deosebită căutau documente pe unde puteau de istorie, că voiau să documenteze că Dobrogea nu a fost niciodată teritoriul românesc. Și să emisese teoria atunci ca Bulgaria să devină o republică sovietică, să aibă o legătură directă pe zona Ucrainei și nu mai vorbesc de problema ugurilor, care e o altă problemă,
și pe care eu o cunosc destul de bine, probabil că domnul general în carte, sunt convins că eu l-am citit, cartea ta, nu știu să citesc, este foarte bine prezentată, din câte știu și în cărțile care le-a publicat, mai ales Factul Inter, România în spirala conspirației, problema maghiară e o problemă foarte bine descrisă. Dar am vrut să vă mai confirm că la Turcia, unde am lucrat, rețeaua militară sovietică era foarte puternică. Noi am avut un grup de ofițeri de contrainformații foarte buni profesioniști cu care am conlucrat în permanență și iminent, în perioada 1982, știam că șeful centrului militar era unul din cei care lucrau, un șef de stat major dintr-o unitate de marină, era la fel, un locțitor al comandantului de la unitate militară de la Surina și erau coordonați de șeful centrului militar de la Brăila și încă de un comandant al unei unități de la Brăila, pe care Ion Iliescu, când a preluat puterea, l-a luat consilier personal la Cotroceni. Generalul Pancea, nu? Generalul Pancea. Dar nu-mi venea minte acum. Deci generalul Pancea. Deci rețeaua a fost foarte puternică. N-am timp să vă povestesc acum. Eu am scris și eu o carte și n-am reușit nici eu să scot în evidență toate aceste probleme. Și vă mai pot confirma un fapt, că pe 19 decembrie 1982, deci în preajma acelor evenimente, în aval de Isaccea, s-a încercat construirea unui pod plutitor pentru eventuală o invazie. N-aveți de unde să le știți. Sunt multe lucruri pentru noi, profesioniștii care am lucrat, și pe care le-am păstrat, pentru că nici noi n-am avut, cum să zic, puterea de a le spune, pentru că e o situație și pentru noi. Foarte mulți colegi de-ai noștri au fost sacrificați. Acum, în legătură cu generalul Vlad, pe care eu l-am cunoscut și sub a cărui comandă am lucrat, inclusiv în ultimii ani, pot să vă spun că este omul care va rămâne în istorie, în general, cu două lucruri. A evitat dezmembrarea României, care era iminentă în acele evenimente, și a înlăturat, eu cel puțin eram îngrozit, de impactul unei bătălii între armată și securitate. Pe aceste teme, el va rămâne, probabil, și cu niște greșeli care le-a făcut, sunt convins acum că a dorit, aș fi vrut să mă refer că el a lăsat, de fapt, e scris aici foarte bine, un fel de testament. Dacă vreți, hai să vi-l citesc așa. Las urmașilor mei faptele, așa cum au fost ele, să le judece, să le aprecieze, să le cântărească, și să dea verdictul, pentru că, fără îndoială, un verdict până la urmă va prevala. În ce mă privește? Tot ceea ce am făcut, am făcut gândindu-mă la popor și la țară. Pentru acest motiv pot privi în ochii oricui. Peste un număr de ani își va da verdictul și istoria, care va fi scrisă fără ură și părtinire, cu privire la evenimentele din decembrie 1989 și la rolul pe care l-am avut și eu și instituția pe care o conduceam atunci, în acel moment de răscruce al destinelor țării noastre. De aceea, vă solicit un singur lucru. Sentința pe care o veți da dumneavoastră să coincidă cu verdictul istoriei, pentru ca să nu fie înfruntată de aceasta. Vă mulțumesc, Iulian Vlad. Acum, vreau să mai lămuresc o treabă. Știu că generalul Vlad
în comunicările pe care le-am avut, nu odată l-am întrebat, domnul general, pentru istorie, pentru că ați fost cine ați fost, putem lăsa un document, istorie. Și mi-a zis, dragă, la momentul potrivit o să fac și acest lucru. Am părerea că s-a abținut acum. În ce privește cartea care constituie niște dialoguri între domnia sa și domnul general Rogojan. Deci, descrie oamenii, inclusiv comandanți din instituția în care am lucrat, așa cum i-a văzut el. Și acum vreau să vă spun, domnul general, că dumneavoastră vă asumați o mare răspundere din două puncte de vedere. Unu, că ați reușit, și eu îmi dau seama că e o muncă titanică, să redați, să sistematizați pe capitole, pe idei această carte, cele declarațiile pe care le-a făcut verbale domnul general Vlad, dar vreau să vă spun și să vă așteptați că deja au apărut voci care să conteste realitatea acestor dialoguri. De aceea v-aș ruga în cuvântul dumneavoastră să vă referiți exact cum s-a născut această carte, cu mențiunea că noi filmăm, deci înregistrăm pe peliculă toată această acțiune și doresc ca acest eveniment să îl punem pe un DVD și să-l atașem undeva. Am rugat pe domnul Peter Liceanu să ofere o carte pentru depozitul bibliotecii județene și la care vom alătura, dacă va fi nevoie, și acest DVD. Deci eu merg pe mâna dumneavoastră, știind că generalul Vlad v-a încredințat tot ce a declarat, cu această precizare. Vă mulțumesc, vă opresc aici. Mulțumim, domnule colonel, și vă rugăm chiar să las o gură de apă, că fost... Mulțumim pentru faptul că prin dumneavoastră am văzut cam ce se întâmplă la, sau ce se putea întâmpla la nivelul eșantioanelor, zic, de comandă din teritoriul Tulcea, Olcu și așa mai departe, unde trebuia să puneți în practică anumite decizii sau să răspunde la anumitor chemări. Acum o să ne întoarcem, știu că în sală vor urma multe întrebări puse domnului general, să mă gândesc la domnul inspector general Pătrașcu Ion, dacă este de acord să poartă un dialog mai târziu, mai acum. Ne vom întoarce acum la o sferă mai înaltă și l-aș ruga pe domnul general Rogojan Aurel să ne dezvăluie. Dânsul a fost chiar acolo unde s-au luat deciziile, dânsul a fost acolo unde s-au făcut strategii. Să ne dezvăluie mult mai multe lucruri despre carte, despre personalitatea pe care, despre care este vorba în carte. Vă rugăm, domnule general. Și aici un pahar de apă să vă luăm. Iubiți camarazi, stimate domnule director, vă mulțumesc pentru găzduire și pentru faptul de a fi susținut acest eveniment editorial. Așa cum domnul profesor Ivașcu spunea că în urmă cu 27 de ani nu credea că va ajunge astăzi să-l apere pe generalul Iulian Nerbat, nici eu, în urmă cu 27 de ani, nu mă gândeam, nu speram că voi ajunge într-o ipostază ca cea de astăzi. În primul rând, vreau să aduc o precizare de ordin tehnic, ca să zic așa, în legătură cu modul în care s-a născut această carte. Ideea a apărut 31 august 2011, lansată de un prieten comun al domnului general și al meu,
Și după ce domnia s-a acceptat, ne-au mai trebuit vreo 4-5 ani de convingere pentru a răspunde efectiv provocării. Și în martie 2015 am început seria de interviuri filmate de un operator cu stagiu profesionist în televiziunea publică, domnul Nicolae Chirițescu. Și pe parcursul a 18 sesiuni de lucru au ieșit peste 40 de ore de filmări. Cartea, în esență, este transcriptul fidel al acestor filmări. Coloana audio s-a separat și dactilograma coloanei audio, fără redundanțe, fără repetiții. Redundanțele și repetițiile sunt marcate prin paranteză cu 3 puncte. Unele elemente de context omise de intervievat a le preciza și care nu puteau face înțeles textul, s-au pus de mine în paranteze drepte. Deci, în carte, nu există nimic în plus sau în minus față de ceea ce nu s-a aplicat. Mai mult, în contextul zilelor care au urmat trecerii lumii sale într-o cele veșnice, pe Cotidianul TV au fost postate două din aceste casete, Departamentul Securității Statului versus KGB și o parte din relațiile speciale pe care Departamentul Securității Statului le-a avut cu Ministerul Securității Statului din China, precum și o secvență editată tot de cotidianul.ro, părerea de la lui Vlad despre Ion Iliescu. Deci, astea deja sunt lucruri postate și pot fi accesate și pe internet. Sigur, ideea noastră este ca, în perspectiva împlinirii a 3 decenii de la evenimentele din decembrie 1989, din cele 40 de ore de înregistrări, să putem edita și 2, 3, 4 DVD-uri care să fie disponibile pe piață. Un mixaj din tot ceea ce a fost înregistrat. Acum, vreau să mai fac o precizare legată de biografia mea. E adevărat, am fost șeful promoției grupei de contraspionaj în Școala Militară de Ofițeri Activi. Deci, atributul ca și fi un mare specialist în contraspionaj nu mi se potrivește. Am fost, în schimb, un teoretician în materie de contraspionaj, care am studiat, am cercetat, am avut acces la problematica liniilor de muncă care au fost coordonate de generalul Ion Vlad ca membru al conducerii Ministerului de Interne și șef al Departamentului Securității Statului. Contextul apariției acestui volum. Impresionant, nu neapărat prin dimensiunile sale, cât mai cu seamă prin relevarea de către cel mai informat demnitar al Republicii Socialiste România la momentul prăbușirii regimului în decembrie 1989, a caracteristicilor unei epoci istorice definitorii pentru societatea românească din ultima jumătate a veacului al XX-lea. Ar trebui să fie, după aproape 3 decenii de la evenimentele în discuții, un context al păcii sociale, al prosperității națiunii și bunăstării cetățeanului. Ar trebui, fiindcă în numele acestor deziderate, poporul s-a răsculat, toți am sperat, iar cei mai temerari și buni și-au dat sângele ori viața pentru un alt viitor. Acestea sunt realități factuale pe care nimeni nu le poate nega și contesta. Viitorul imaginat atunci
este prezentul nostru, un prezent în care pacea socială ne este perpetu tulburată, prosperitatea națiunii permanent amanetată, iar bunăstarea cetățeanului perpetu amenințată. De ce ne se întâmplă toate aceste fatalități? Deloc joc al întâmplării, ci cu o riguroasă determinare sistemică, matematică. Fiindcă în 1989, cel puțin în România, și subliniez cel puțin în România, fiindcă situația dacină este mai bine cunoscută, nu a avut loc o revoluție care să transforme, să transfere puterea de la un regim politic totalitar către un sistem democratic controlat de popor, ci o aruncare și abandonarea României în siajul tulbure al evenimentelor generate de o aparentă și relativă scurtă suspendare a războiului rece. Nu putem analiza ce s-a întâmplat în România luând în analiză numai România. De ce spun acest lucru? Fiindcă, într-un interval de timp relativ scurt, socialismul reușise să se impună pe plan mondial ca sistem economic și politic pe 26% din suprafața globului pământesc, unde trăia 30% din populația globului și care producea, să reținem, peste 40% din producția industrială mondială. În acest context, Statele Unite, după eșecurile din războaiele din sud-estul Asiei, cu o imagine destul de grav și fărată, și aliații Statelor Unite au intrat, începând din 1973, în crize de sistem. Crize generate de absența resurselor de energie, în special petrolul, crize care s-au repetat și atunci a fost dat semnalul să se treacă la faza de finalizare a strategiei globale anticomuniste pe care Statele Unite o aveau pregătite din 1947 și care în 1976 a fost cunoscută și conducerii Ministerului de Interne și a Securității Statului, deoarece în parte din ea fusese desecretizată, fiindcă trecuse perioada anilor de secretizare, dar trecuseră și mulți ani de la materializarea principalelor obiective de destructurare a sistemului mondial socialist. Și atunci, cu asta fiind zise, ori ne răsculam, ori nu ne răsculam, ori îl voiam, ori nu îl voiam pe Ceaușescu și regimul său, lucrurile tot se schimbau. Asta, sigur, asta este o chestiune care este un dat și s-a lucrat sub acțiuni sub acoperire. Așa cum domnul Nicolae Zărnescu a spus acest și felicit pentru memoria și fidelitatea memoriei domniei sale, așa cum rușii au făcut ceea ce au făcut pe zona de est și alții au făcut pe zona de vest, de sud, de nord a României, inclusiv entități occidentale. Acum, nouă ni se mai întâmplă niște lucruri, fiindcă am fost naivi, am fost mințiți și am fost agresați informațional de o mass media coruptă, infiltrată și aservită altor interese decât ale neamului românesc. Nu vreau să intru în detalii privind acționariatele, finanțatorii sau grupurile de interese autohtone și de cei pe care îi vedem cum ne ocupă timpurile la televiziune de nișe, plecau cu sacoșele de luare. Și într-un context de devalorizare
urnare axiologică și de afectare a discernământului nostru civic și politic, a ales în demnități înalte, demnități supreme, marionete politice emanate din interesele post-maltare. Au guvernat ori manipulate în orb, ori cu premeditată rea credință. Consecințele unei astfel de guvernări se regăsesc în starea de insecuritate existențială a națiunii române. Foarte. Occidentul a mizat pe astfel de guvernări pentru distrugerea valorilor economice ale puterii politice abolite. De aceea nu mai avem azi nimic din ceea ce s-a chemat industrie, fie că a fost grea, fie că a fost ușoară, fie că a fost electronică, fie că a fost în altă tehnologie. De ce a adoptat Occidentul această strategie? Fiindcă a trecut la un asalt crud și nemilos asupra a ceea ce a constituit osatura economiei românești. Dacă vom lua primele 4 sau 5 unități din industria grea, vom vedea că au fost acaparate de așa zis oligarhi ruși, care au pus totul la pământ și au valorificat ca fier vechi. Ori, starea de lucruri, din acest punct de vedere, o putem constata. Ce ne spun confesiunile generalului Vlad din trecut prin prezent către viitor? Ne spun că evenimentele din decembrie 1989 erau implacabile și au fost anticipate. Am un comentariu. Când îți este paralizat sistemul de securitate, nu ai cum să fii apărat. Paralizia sistemului securității naționale a început și a devenit îngrijorătoare odată cu excesele politizării Departamentului Securității Statului, când activiști din conducerea Ministerului de Interne nu puteau concepe ca informarea operativă zilnică a DSS-ului să contrazică informarea secției organizatorice a Comitetului Central a Partidului Comunist Român. De altfel, securitatea versus informarea de partid este un titlu în această carte la pagina 52 a volumului. Cititorul care va pătrunde printre și dincolo de rândurile cărții va realiza cum Nicolae Ceaușescu, constrâns de permanenta amenințare sovietică, a consimțit să fie flancat în imediata sa apropiere de oameni ai Moscovei. Dar se pune o întrebare. A reușit oare cu inteligența și viclenia sa sărănească să-și fidelizeze într-atâta încât să nu puteze a da la o parte? Sau chiar le era teamă de o securitate față de care totuși aveau imunitatea garantată chiar de către Nicolae Ceaușescu? Am întrebat și un stimit domn profesor despre cazul Ursu. E un capitol în carte. Tripleta ardeleană. Ursu, Malița, Gheorghe, Pele. Să recitim acel capitol și poate înțelegem ce a fost cu Ursu. Dar avem în vedere oameni mult mai aproape de Nicolae Ceaușescu decât Ursu, care au fost practic, să spunem așa, gardienii Moscovei lângă Nicolae Ceaușescu. Și erau cei mai mari oportuniști, erau cei mai servili și cei mai cupători ai mâinii lui sau a doamnei. Subtitlul Conspirații împotriva lui Ceaușescu, la pagina 180, aflăm cum, în numele controlului de partid, Ceaușescu a facilitat penetrarea spionajului străin în mediul politic. La cel de-al doilea nivel, conspiratorii împotriva lui Ceaușescu, ne spune cel care a fost șeful securității, erau mai mult niște generali de vodevil, care mizau, începând din anul 1978, când le-a dat ordin Leonid Ilici Brejnev,
pe fiul unui ilegalist, fost agent al Comintergului, trăitor mai mult pe la hotelul Lux din Moscova, în timp ce Deș și Ceaușescu se aflau în recluziune. Importantă este precizarea generalului Vlad că în spatele complotului generalilor au stat puteri străine garante. Cu toate umbrele pe care le-au avut cei doi conducători ai României, Gheorghiu Deș și Nicolae Ceaușescu, generalul Vlad, împătimit a face lucrurile nu bine, ci perfect, să fie temerar, să fie primul, să fie diferit și mai presus de toate să fie corect, nu ezită să afirme că Gheorghiu Iudeș și Nicolae Ceaușescu vor intra în istorie ca doi lideri importanți. Pagina 105. După cum le spune că atunci când am văzut componența primului guvern post-decembrist, mi-am dat seama de pericolele ca lucrurile să regreseze foarte mult. Pagina 64. Fiindcă știa, bineînțeles, în ce parte, înspre ce punct cardinal, să înclinase fiecare din cei prezenți pe lista primului guvern. La fel, ne spune că Deș era omul politic complet, pe când Ceaușescu nu avea carismă, har și nici nu era sociabil ca predecesorul. Dar, în schimb, Ceaușescu a avut o altă calitate. Nu și-a trimis adversarii politici la moarte, precând Deș, sub acest aspect, a fost necruțător. În decembrie 1989, citez din cele spuse de generalul Iulian Vlad, în România au fost forțe armate străine care au pătruns ilegal. Ungaria a fost constant penetrantă pentru destabilizarea României. Moscova a susținut anti-românismul Ungariei. Intervenția Iugoslaviei a fost o profundă deziluzie. La Moscova, Budapesta și Belgrad se dorea explicit dezmembrarea României. Și fac aici o paranteză, la întâlnirile din anii 88 și 89, atât conducerea duală a Iugoslaviei, acolo era un prezidiu din doi, așa, atât conducerea duală a Iugoslaviei, cât și liderii unguri au pus explicit chestiunea revizuirii teritoriale a frontierelor României, lucru care, bineînțeles, l-a iritat pe Nicolae Ceaușescu. Dar să nu uităm că în 1944 Iosif Broz Tito și statul său major adăstase într-un castel, într-un palat domnesc pe la Craiova și nu mai voia să plece de aici până nu primește și partea românească a banatului. Cam cu greu a plecat. E bine de știut acest lucru și nu întâmplător am semnat acea carte despre istorie geopolitică și spionaj în Balcanii de Vest, fiindcă și înainte vreme, începând după secolele medievale, nu mai vorbim în chestiunea războaielor balcanice, cu popoarele, unele din popoarele iugoslave au avut foarte serioase probleme de loialitate, de încredere, de bună credință, de onorabilitate în ceea ce privește respectarea tratatelor. Adevărat, generalul Ion Vlad a avut o relație specială cu conducători ai securității Iugoslaviei, dar aceia nu erau de etnie croată. Mai mult, securitatea ungară achiesase la un atentat al KGB-ului la viața lui Ceaușescu în legătură cu acest aspect. În cotidianul Elementul Zilei s-a publicat un amplu material documentar despre celebra acțiune Barajul. Aflăm aici că participarea la
evenimentele din decembrie 89 a Sovietice, dar a fost cu trupe speciale. Trupe speciale care aveau toate cele de trebuință aici. Probabil că în 1958, când s-au retras, au rămas depozite secrete de armament, de spitale, ambulatorii și multe altele care sunt de trebuință în cazul unei invazii, ca să poți să vii ca turist doar cu sacoșa pe umăr și să duci în locul potrivit și să-ți iei ceea ce ți trebuie. Dar și în 1988 au trimis emisari înspre Șerb, au trimis emisari înspre un comandant al unei mari unități militare de la Craiova, au adus și acele fragmente de obiecte neidentificate zburătoare care au fost găsite și care tipurile s-au tras zeci de mii de proiectile, așa, prin timp. Sigur că multe din aceste lucruri nu au putut fi stabilite atunci și au fost reconstituite ulterior prin devoțiunea și temeritatea și patriotismul unor camarazi de factura domnului Zărnescu, care a spus niște lucruri interesante. Eu în această carte citez undeva din generalul Nicolae Stănculescu, care a afirmat la o post de televiziune, afirmație rămasă neobservată, militarul a repatriat 1000 de operatori ai forțelor speciale sovietice. Ceaușescu nu a luat nicio decizie în legătură cu informațiile de anticipare ce au fost prezentate. El, practic, în anul 1988, din câte ne spune generalul Vlad, era total schimbat de ceea ce era înainte, de multe ori era transpus, parcă pe o altă lume, cu gânduri reduse, și nu mai avea capacitatea de a decide. Mai mult, securității i-au fost ulterior blocate investigarea și documentarea intervențiilor externe, fiindu-i arestată conducerea și pusă sub strict control al rețelei militare sovietice reactivate și puse la comanda armatei. Eu vă reproduc, să vă redau un episod pe care l-am trăit personal. În noaptea de 3-4 ianuarie, după așteptare de vreo 18 ore, generalul militarul a dorit să aibă o discuție cu cei care nu fusese arestați din conducerea Departamentului Securității Statului. Nu l-a interesat problema teroristă, nu l-a interesat dezordinea și violențele din stradă, nu l-a interesat crimele oribile care s-au întâmplat prin unele județe din centrul României, Covasna, Arghita, ci cine ești ăla care m-ai urmărit pe mine? Colonelul Cutare, ordonați-l, luați-l. Cine mi-a urmărit fiica și ginerele la Viena când s-au dus acolo cu o treabă? Generalul Cutreți, luați-l. Deci cam asta era interesul Ministrului Apărării Naționale. Cine a fost totuși operatorul șef al debarcării lui Ceaușescu? Aflăm la pagina 232 că Gorbaciov și Ceaușescu s-au acuzat reciproc de trădare, a cauzei, bineînțeles. Și pentru ei a avut loc o discuție extrem de violentă, aproape să seară la bătaie. Peiorativ, zic și eu. În acest context, e bine să reținem aprecierea plastică a generalului Vlad, că papa îmbrăcase mai multe uniforme,
și avea un ministru care nu iubea România. Pagina 235. Deci să înțelegem că și ocupantul Sfântului Scaun a avut un rol foarte important. Da, a avut, fiindcă înainte de Malta și Bush și Gorbaciov au obținut audiențe papale. Mai mult, aranjamentele care au fost convenite la Sfântul Scaun Apostolic au fost mai degrabă și cu mai multă aplicare îndeplinite, îndeoseb de către Mihai Gorbaciov. Și aceste aranjamente au privit în principal autonomia statului iugoslave, că o populație este catolică, a privit autonomia comunităților de rit catolic de pe alte teritorii, și, nu în ultimul rând, crearea grupului de la Visegrad, așa, un catolicism reformat, de deosebire de catolicismul din Sud, care se consideră nereformat, și nu vreau să intru în discuții de doctrine religioase. Dar aceste lucruri au avut partea lor de contribuție și au atârnat în balanța deciziilor. Ne spune generalul Vlad că Brucan a primit de la Moscova ordinul alb pentru execuția lui Nicolae Ceaușescu. La pagina 161. Ei, și atunci am fost și eu curios și l-am întrebat, dar totuși, cine era acest Silviu Brucan? Pe care și eu l-am cunoscut personal, în tinerețe, și i-am solicitat chiar autograf pe niște broșurele ideologice care erau în lista obligatorie la învățământul politic în procesul de muncă. Și l-am și vizitat la catedra lui de socialist științific de la Institutul de Medicină și Farmacie. A fost Saul Bruckner, agent al Cominternului, ilegalist și obligatoriu de remarcat, asta îmi spune în premieră generalul Vlad, ginerele unui important rus alb, în nume Sidorovici, emigrat în România în contextul evenimentelor de abolire a Imperiului Țarist. Pe Brucan, spun cârcotașii, nu frumusețea domnișoarei Alexandra Sidorovici l-a determinat o țară de nevastă, ci ordinul de misiune. I se mai spunea și Colotache, profesor universitar fără bacalaureat. Eram curios să știu cine anume dintre cei cărora Ceaușescu le-a ostoit setea de putere și s-au repezit să ia locul după evenimente, aveau pică pe generalul Vlad ca șef al securității. Ni se confesează generalul Vlad. Toți m-au urât. Dar Brucan mi-a declarat război. Primele acuzații la adresa generalului Vlad nu au fost aduse de o instanță oficială a statului român, ci sugerate de Silviu Brucan printr-o amplă campanie de război informațional. Exact așa cum a procedat și în cazul mareșalului Ion Antonescu sau lui Iuliu Maniu, Gheorghe Ibrăteanu, Corneliu Coposu, Radu Gir, Pamfil Șeicaru și alții pe care din media, respectiv din Scânteia, fost anterior Adevărul și redevenită Adevărul, așa, îi prelua acuzatorul public Alexandra Sidorovici și înfiera în fața Tribunalului Poporului. Când acuzațiile proferate la adresa generalului Vlad în spațiul public nu au putut fi susținute juridic, fiindcă procurorii nu aveau nici măcar un capăt de ață de unde să înceapă ancheta. Au fost două sau trei ședințe
fac referire și eu la ele și de la mine a aflat și domnul general Vlad de ședințe, în care cei care preluase conducerea unităților securității erau practic implorați. V-am arestat conducerea. Ajutați-ne să găsim capetele de acuzare. Cel care făcea această implorațiune era generalul magistrat Gheorghe Diaconescu, cel trimis să pună lucrurile în ordine la Timișoara. Nu știu în ce putea să consta zelul și interesul lui, așa când, dacă s-ar fi produs ceea ce ar fi cerut, era el însuși implicat. Dar asta este o altă poveste. Când Brucan a văzut acest impas al justiției, a înscenat un așa zis protest internațional din partea Comitetului Helsinki din Statele Unite. Un proces, un protest internațional mai mult mediatic și desfășurat prin ziarul Oficină de Propagandă a KGB-ului, condus de agentul lui Volodin, cel despre care a vorbit aici domnul Zărnescu. Cel care, fac acum o paranteză, ca să completez spusele domnului Zărnescu, după ce, fără să fie expres întrebat despre anumite lucruri, denunță peste 80 de persoane ca fiind aderenți ai grupului său. Și zice, acum că i-am dat pe ăștia pe toți, haideți, spuneți că m-ați arestat ca să-mi creați o biografie de legendă și infiltrați-mă la Europa Liberă, că o să fac treabă bună acolo. Comerțul cu autoturisme n-a fost chiar așa de mic. Ajunsese la sume considerabile, multe sute de mii de lei, vreo 700, aproape de milion s-a ajunsese cu acel comerț de mașini vechi. Cumpăra mașini de epocă și le recondiționa. Da? Da. După regizarea acestui protest internațional, la scrisoarea trimisă de Jerry Laber, președintele Comitetului Helsinki din SUA, președintelui Iliescu, Iliescu, foarte servil, trimite pe Silviu Brucan, generalul Vasile Ionel, consilier prezidențial, să ceară completului de judecată o condamnare exemplară a generalului Vlad. Și lucrul acesta, generalul magistrat Nițoiu, el a mărturisit generalului Vlad. Acestea sunt personajele care au venit și au făcut presiuni asupra sa. În cazul generalului Vlad, justiția a fost folosită ca un instrument orb și, așa cum în mod fidel și mulțumesc domnului senator Voinea, Nițoiu a recunoscut, vă rog iertați-mă, v-am condamnat pe nedrept la ordin. Sunt două referiri, paginile 447 și 503. Între altele, fie spus, pe măsură ce dezvoltam dialogurile cu generalul Vlad, am identificat și faptul că a trăit experiențele a 8 tentative de atentat eșuate. Despre una avem și o însemnare holografă reprodusă în facsimil la pagina 462. Sunt urmărit pentru a fi lichidat. Ce ne mai relevă generalul Vlad? Foarte important. Anti-KGB-ul a debutat sub pavăza oamenilor Moscovei. Și răspund aici la întrebarea cu Pacepa și cu semnalele care erau de prin anii 50-60 privind apartenența sa la serviciile Moscovei. Raportul respectiv a ajuns la generalul Doicaru, care era șeful Pacepa. Și generalul Doicaru, în 1978, a fost chemat de Nicolae Ceaușescu și i-a spus: partidul poate să uite, dar nu te poate ierta. A uitat că ai fost legionar, că ai avut un trecut nu știu de care,
ai dovedit loialitate, așa, așa. Dar acum, când Moscova, când rușii ți-au cerut să faci niște lucruri și n-ai venit să-mi spui, acum partidul nu te poate ierta. Eu te promovez ministru al turismului, promovat, bineînțeles, și lasă conducerea spionajului pe mâna alt cuiva. Așadar, decapitalizarea nu a fost ușoară. Și apropo că Doicaru a plecat din rândul cadrelor active în același an în care a plecat și Militaru și Vasile Ionescu. Ca un fapt divers și tot așa ca o mărturie pentru istorie, las și eu aici, în timpul, începând din martie până în octombrie, mă duc la locul de muncă, fiindcă eu sunt în continuare activ profesional, nu ca militar, nu ca ofițer, mă duc cu bicicleta și am un traseu pe pista pe bulevardul Kiselev și vrând nevrând trec prin fața sediului central al PSD-ului. La ora 7:15 minute fix, Vasile Ionel, în fiecare dimineață, intra în sediul PSD-ului. Pentru mine, ca ofițer de informații, ca șef de promoție de contraspionaj, de director, acest lucru spune tot. Nu mai am nevoie de alte explicații. Ce căuta ăsta în sediul celui mai mare partid din România? Până când s-a prăpădit. Doar ultimele 2-3 săptămâni, când nu mai era valid, a lipsit de la misie. Nu trebuie să fim prea optimiști în ceea ce privește apărarea noastră față de marele vecin de la răsărit. Deoarece tradițiile Ohranei, CECA, NKVD-ului, KGB-ului și ce mai fi acum, au prins rădăcini adânci acipă locurile noastre de peste 6 secole. Exact de când cea de-a treia Romă, ne poartă de grijă. Și ca Moscova să fie cea de-a treia Romă, dacă veți avea grijă să faceți o excursie la Moscova și să aveți ghidul pe care l-am avut și eu, ne-a dus pe cea mai înaltă colină, ne le-a arătat pe toate celelalte 6 și a zis, Stalin a vrut ca și Moscova să aibă 7 coline precum Roma și are cele 7 coline cu edificii impunătoare. Și să știți că cea de-a treia Romă ne-a purtat de grijă în felul ei. De la bun început, preoții greco-răsăriteni, cum îi se spunea, au acționat ca veritabili agenți secreți cu mare aplecare spre nevoile sufletești ale oamenilor simpli. Oameni simpli care erau înspăimântați de turci, de papistași și alți venetici. Au fost perioade din istoria noastră când cu 1200-2000 de scuzi, așa, agenții papei recrutau, adică converteau la catolicism domni, în special ai Moldovei. Ceea ce și explică prezența, așa, mai numeroasă a credincioșilor de rit catolic în această zonă. Aflăm la pagina 195 din volum că Mitropolitul Banatului, Nicolae Corneanu, aterizând pe 22 decembrie 89 la Otopen, probabil chiar ultimul avion care a mai aterizat, venind de la Istanbul, de la o reuniune ecumenică, s-a dus imediat la Comitetul Central. Și primul impuls, când l-a văzut pe Iulian Vlad, a fost să-l îmbrățișeze, să se asigure că se află unde trebuie și că își va asuma deciziile impuse de momentul istoric. Și l-a asigurat că așa va fi și să meargă liniștit la Enoriașii dânsului la Timișoara, unde sunt multe suferințe. Nu merg mai departe în această chestiune a relațiilor cu alții prelați ai Bisericii Ortodoxe. Dar ceea ce spunem și cât spunem și cât putem să spunem, o facem obligați de împrejurări pentru a ne lumina despre oameni și faptele lor. Și să măsurăm foarte atent faptele și oamenii după ceea ce lasă în urma lor.
Un vremelnic membru al colegiului CNSAS exulta când declara public că va mai perperi niște berbecuți, adică înalți prelați ai Bisericii Neamului Românesc pe care îi va acuza de colaborare cu securitatea. Ce comitea în fapt vremelnicul? Scuzați-mă, nu-mi stă în fire să folosesc astfel de etichete. Nu făcea altceva decât să vulnerabilizeze scutul Bisericii Ortodoxe Române în fața ofensivei panslavismului. Și uite așa, Mircea nu se făcea că lucrează ca în 22, ci chiar lucra de această dată. Despre agenturile promoscovite din ONG-urile vulcaniste, care sunt de ordinul zecilor, poate a sutelor, prezente în spațiul nostru teritorial, sau chiar din instituții oficiale de ascundere a adevărului și falsificare a istoriei, avem vreo 7, chiar că ar merita să fie generată o dezbatere. Și asta cât mai repede, până ca propaganda lor să inunde întreg spațiul comunicării publice. Nu de alta, dar de îndată ce în spațiul comunicării publice a fost readus rolul lui Silviu Burcan, discipolii acestuia s-au năpustit asupra memoriei generalului, punându-i în sarcină acuze grave și în totalitate falsă, care, dacă ar fi fost adevărate la vremea lor, nu aveau cum să rămână fără încadrare și răspundere juridică. Dar neocomiterniștii au procedat la șablon, după paterna stalinistă a maestrului fondator al grupului de dialog social. Am dorit tare mult să pot lansa generalului Vlad și câteva subiecte privind coloșii pionajului mondial. Evident, din perspectiva relațiilor de adversitate explicite existente între statele plasate în alianțe militare inamice, ale căror relații erau echilibrate, după cum bine știți, de amenințarea cu distrugerea reciproc garantată prin arma nucleară. Nu a fost ușor, să știți. Cultul pentru secret al generalului Vlad era de neclintit. Chiar și despre lucruri care deveniseră de notorietate și despre care se scrisese, îmi spunea, da, da, așa este, ai dreptate. Dar nu de la noi trebuie să se afle, nu noi trebuie să dăm confirmare. Atunci am fost nevoit să construiesc câte o punere în temă cu care știam sigur că voi obține un răspuns. Interlocutorul se lăsa furat chipurile de contextul descris, apoi începea un impresionant tur de orizont până își ordona ideile și structura de fiecare dată o narațiune impecabilă, cu multe detalii, numai aparent fără o evidentă relevanță, dar care înveneau exact unde era nevoie pentru a pune în lumină adevărul de unei confruntări în care, în ceea ce ne privește, noi întotdeauna ne-am respectat adversarii. Motiv pentru care și ei au făcut-o. Nu toți în aceeași măsură. Așa au fost posibile capitolele extraordinare despre relațiile externe ale Securității Statului, Departamentul Securității Statului versus KGB și serviciile de spionaj ale Franței, spionajul italian, israelian, italian sau despre axa secretă București-Peijing. Să reținem câteva dintre sintezele prin care generalul Vlad a exprimat natura acestor confruntări. Serviciile franceze ne-au subminat cu foarte mult zgomot în regie de spectacol. Și din această cauză, Franța nu ne privește cu ochii cu care o privim noi. Intelligence Service are o adevărată galerie a figurilor emblematice ale spionajului britanic în România. Și apropo, un lucru așa și de ușor amuzament, patentul piciorului în gips a fost preluat de generalul Stănculescu de la Ion Iancu Rațiu, probabil via Londra, că Stănculescu umbla și pe acolo cam mult.
Ion Rațiu, ca să nu fie obligat să se înroleze în armată, în cel de-al doilea război mondial, în perioada dictatului de la Viena, a simulat un accident la schi, a apelat la un medic din Cluj, prieten al familiei, și după care i-a trimis o scrisoare uncului său, Veve Tirea, care era ambasador la Londra, să-l primească acolo la un consul de specialitate și la refacere, fiindcă are un caz cu piciorul. Și acolo a și rămas, s-a căsătorit cu fiica unui bogat industriaș britanic, care producea, era practic liderul industriei de sticlărie din Marea Britanie. Eu nu spun că pentru asta patentul sticlei flotate produse de firma socului Rațiu a dat rezultate excelente și la fabrica de sticlă din Buzău, dar la Buzău s-a produs sticlă flotată. Dar nu e mai puțin adevărat că patentul era o teză de doctorat uitată pe undeva printr-un secretariat de facultate pe care nimeni în România n-a valorificat-o, dar britanicii au aflat de ea și au valorificat-o. Fericit a fost că s-a întors înapoi și în România. Tot așa, cu ușor amuzament, contrabanda cu lame de ras Wilkinson, la care și Ion Iancu Ratu s-a mai dedat în complicitate cu consulul britanic de la București, în anumite perioade, este suspectată a fi sursă de finanțare, deci bar negri, a unei operațiuni de război politic, care a fost finanțată acei grupare al Puiu cu 1.125.000 de lei. Tot așa, reputatului exeget al operei lui Shakespeare, Mihnea Gheorghiu, în anii 2000 se transmiteau urări de bine din partea serviciilor coroanei britanice. Așa. Nu mai vorbim de vinul românesc preferat al reginei, furnizat pentru prima dată de șeful serviciului contraspionaj Anglia de la București, despre care ați vorbit, și despre acest vin s-a aflat într-o împrejurare oarecum comică. Într-o zi a porților deschise la Buckingham Palace, cineva a sustras o sticlă de vin și ăsta, mândru că a reușit să însele serviciul lor acolo, a ieșit cu stica la presă și a apărut la televiziunea britanică. Toată lumea a văzut un vin românesc și ne s-a făcut indirect o publicitate imensă, crescând, bineînțeles, și cererea pe piață a acestui vin. Prin cine a trimis acest vin șeful contraspionajului Anglia de la București? Prin lordul Julian Emery, fost rezident al spionajului britanic în România și pentru Balcanii de Vest în anii 1940. Întrebat fiind Victor Stănculescu dacă este agent al spionajului britanic, a răspuns așa: când mă duc la Londra, sunt invitat la masă de lordul Julian Emery. Ce spun oare toate aceste detalii? Acum mi se pot părea poate și ușor umoristice. Că un serviciu de spionaj de mare clasă se respectă, este respectat și cooperează cu adversarul pe care îl stimează chiar și în cea mai crâncenă înfruntare. În carte veți găsi episoade foarte interesante în legătură cu interesul serviciilor britanice și bătălia între serviciile britanice și cele americane pentru întâietate în ceea ce privește cumpărarea influenței lui Ilie Ceaușescu. Influență pentru ce? Fiindcă erau în mare război cele mari două companii de aviație ale lumei, Boeing-ul și cu ce făceau americanii. Cele două companii, vă spun, scap acum. Așa. Stau și mă întreb de ce francezii n-au putut să fie și ei gentlemen în măsura în care au fost și britanicii în confruntarea care am avut-o. Cât despre spionii italieni, aceștia parcă erau coborâți din Olimpul nașilor sicilieni. Cam așa s-au purtat. Serviciul de informații și securitate militară al Italiei, avampostul flancului sudic al NATO, a pus în operă o mare diversiune, de pe urma căreia un prim vicem prim-ministru urma să fie acuzat de trădare. Dar nu a fost
să fie. De ce? O să aflați în carte. Eu am fost de-a dreptul fascinat de confesiunile despre spionajul israelian. Nu mi-a rămas decât să rezum concluziile într-un titlu. Confruntarea de catifea prudentă și discretă cu Mossadul. Și intertitlurile, poziția specială a spionajului israelian. DSS între beligeranții Orientului Mijlociu și pe care de consecință România în marea politică a Orientului Mijlociu. Acum o paranteză, toți cei care după anii 90 au luat premiul Nobel pentru pace, urmarea înțelegerilor care s-au ajuns în Orientul Mijlociu, între palestinieni și israelieni și egipteni, au făcut plimbări de agrement cu Nicolae Ceaușescu în pădurile Snagov, Scroviștea, la Predeal și la Sinaia. El, generalul Vlad, a primit scrisori de mulțumire și felicitare din partea a doi prim-ministri ai Israelului, Simon Peres și Menachem Begin. Lucruri care mulți le vor ascunse și nu le vor aduce la lumina adevărului. Interesant de reținut și cinstea lor, trei ambasadori ai Israelului din acea perioadă la București, în memoriile lor, recunosc aceste merite și le atribuie explicit diplomației românești. Poate părea paradoxal, dar Departamentul Securității Statului a avut inamicii cei mai periculoși în familia serviciilor speciale ale statelor membre ale Tratatului de la Varșovia. Și generalul Vlad ne spune, dacă lui Ceaușescu era frică de cineva, cel mai mult și mai mult se temea de sovietici. KGB-ul secundat de Stasi, Securitatea Germaniei Estice și Securitatea Ungariei, au vulnerabilizat sistemul de securitate a României în toate componentele vieții social-politice, economice și apărării. Pe un astfel de teren pregătit de artileria grea a prietenilor adversare declarați oficial, cei din familia statelor NATO au venit și au putut să opereze deja pe un teren în care sistemul contrainformativ nu mai era viabil. Nu întâmplător și unul dintre volumele lui Larry Watts este intitulat Apără-vă, Doamne, de prieteni. Sigur, ar fi multe de spus. Dacă se impune o concluzie în legătură cu destinul generalului Vlad, cu faptul că personalitatea și faptele sale vor fi permanent supuse judecăților istoriei, eu această concluzie aș rezuma-o sub forma unui avertisment în felul următor. Condamnat și întemnițat sub mai multe acuzații false și pe baza unor sentințe pronunțate în disprețul moralei creștine și a legii, destinul Iulian Vlad, șeful serviciilor de informații ale României la momentul decembrie 1989, este un cumplit avertisment. Avertisment pentru toți cei care cred în puterea patriotismului și a sacrificiului de sine. În numele acestei valori civico-morale, dar nu numai atât. Dovadă că, în România, patriotismul este considerat de mulți o non-valoare, un sentiment straniu și anacronic, din cauza căreia ne-ar amenința izolarea, sărăcia, foametea și ne alterăm relațiile cu comunitatea internațională. Avertisment pentru toți cei care cred că împlinirea exemplară a datoriei este o virtute. Dovadă că astăzi, în România, datoria este cea de întâi cenzură a libertății și de aceea toți avem numai drepturi și revendicări din partea unei societăți căruia chipurile nu i-am datorat nimic. Avertisment pentru toți cei care cred în supremația legii, în suveranitatea dreptății, independența justiției și legea morală. Dovadă că astăzi în România nelegiuirea este virtute, siluirea justiției bărbăție de stat, iar sfidarea moralei
integrare în comunitatea internațională. Avertisment pentru toți cei care cred că patria lor este România și ei datorează supremul sacrificiu. Dovadă că astăzi în România nu mai are relevanță ce gândește și simte țara, ci pentru unii ceea ce crede Europa și dictează America, iar pentru alții și ceea ce nu supără Rusia. 5. Avertisment pentru toți cei care cred că a te identifica cu neamul tău este o cauză dreaptă. Dovadă că astăzi în România cine nu împovărează cât de cât cu cineva soarta obiditului român și nu acordă favoare profitorului străin, este catalogat un exemplar preistoric. Avertisment pentru toți cei care slujesc sub drapelul național, înțelegând să-i apere mărăția, gloria și onoarea. Dovadă că, astăzi în România, oricine poate ofensa simbolele naționale sacrosante în formele perverse ale atentatului la dreptul existenței naționale. Avertisment pentru toți cei chemați în momentele hotărătoare ale istoriei să-și asume răspunderile pe care le implică în actul demnități, refuză să abdice în fața marilor trădări. Dovadă că astăzi în România oricine poate să trădeze și nu se cheamă că este trădător. Avertisment pentru toți cei care cred că pot pune saboți roții istoriei, iar ordinea haosului a injustiției sociale și nelegiuirii va dăinui la nesfârșit. Dovada va veni. Vă mulțumesc pentru atenție. Cred că mi-au rămas niște întrebări pe aici. Urs am lămurit, tripleta ardeleană. Cu Pacepa am lămurit-o, era însuși șeful lui. Cei 60.000, da, într-o socoteală pe care și eu am făcut-o, efectivele de miliție, securitate, trupele de securitate, inclusiv soldații, așa, care erau, se duceau spre 20.000 numai ei, ajungeau la cifra de 60.000. Cum s-a ajuns la această cifră de 60.000 în media internațională? Există o anexă specială în carte. Agențiile de presă, sursa, intermediare, releu, amplificarea și cum a apărut și, până la urmă, inclusiv inclusă într-un act oficial de acuzare redactat la dictare de Maiorul Voina, actualmente general magistrat. Despre colonel Rațiu, îi găsiți numere la index, la sfârșit, Rațiu, se poate consulta pagina respectivă și se va înțelege printre rânduri exact ceea ce trebuie înțeles. Mulțumesc. Excelent, am și o întrebare. Da. Vreau să precizați dacă viaritul Petre Mihai Băcan a fost mai mult agentul unei puteri imperialiste sau un traficant de mașini de epoca? Sau a fost doar anticomunist? Și da. Eu cu Petre Mihai Băcanu am avut proces, am fost dat în judecată, eu și generalul Marian Ureche, pentru un capitol dintr-o carte, Servicii Secrete Străine. În apărarea mea am adus dovezi ale cercetătorilor britanici asupra evenimentelor de România și ale cazului Băcanu și, de asemenea, multe alte surse publice, inclusiv declarațiile holografe al lui Petre Mihai Băcanu, în ce a constat relația lui cu Volodin, așa, inclusiv faptul dacă Ion Iliescu este potrivit să ia locul lui Ceaușescu. A fost discuție între Petre Mihai Băcanu și Volodin. Dar este că Petre Mihai Băcanu nu a vrea pe Iliescu și nu a fost prea entuziast la întrebarea lui Volodin. Deci el cu Volodin lucra clar, ofițer de legătură, agent. I-a spus, noi o să facem mai ceea ce o să facem, dar ne garantați impunitatea în fața legii? Gorbaciov ne sprijină? Ce a fost dacă pune această întrebare? Bun. Ce-i spune Volodin? Mai întâi vrem să știm că sunteți serioși, nu ne trageți pe sfoară și că nu regizați o provocare la ordinul securității. Să mă arestați pe mine.
puneți ceva pe picioare, fiți credibili, ieșiți pe piață și când primul număr al ziarului vostru RRR va fi pe masa tovarășului Gorbaciov, veți avea de plinul său sprijin. Și cu această promisiune, Petrică a trecut la freacă. Unde trebuie. Bun. Ce să mai iei? Și eu am o întrebare, domnule general, dacă îmi permiteți, dacă se știa, s-a știut de atâta timp, sunt 20 și aproape 30 de ani de la Revoluție și de la ce s-a întâmplat atunci și sunt mulți colegi de-ai dumneavoastră, poate mai tineri, și se știe despre această influență rusească în România, de ce nu se intervine, de ce nu se pune punct odată, de ce să ne lasă să ne ducem așa de pe peleacul pe pantă pe care nu ne mai putem opri, deci, pe câte se vede. Până în 1989, cu rușii și cu spionii ruși pe teritoriul României, trebuia să ne purtăm așa cum se comportă Serviciile Naționale de Securitate astăzi cu aliați americani. Acum, deosebirea, și o am din două surse. O sursă este academicianul Giurescu. Tata a fost ministru în guvernul acela Renașterii Naționale în șantrada carlistă, ministrul propagandei. Nu aveam niciun viitor și a trebuit să mă duc normator, pontator la o întreprindere forestieră. Că rădeau la pământ rușii lemnul pe unde apucau, cum fac și alții astăzi. Și domnule, dar erau corecți. Jumătate noi, jumătate voi. Dacă trebuia să aniversăm un coleg, zice, de muncă, jumătate noi, jumătate voi. Mergeam la cârciumă, jumătate voi, jumătate noi. Și da, ăștia, deși sunt cetățean american, doresc cetățean american la ora actuală, și ăștia nu ne lasă lumea nimic. Da. Domnule general, da? Mai întâi o remarcă și apoi de la... Din câte știu, el este fondatorul de bază al organizației de pionieri din România, misiune încredințată direct și personal de liderul de atunci, Iorghiu Dej. Da. Și doi, există două lucrări importante ale unor istorici polonezi, Toamna Națiunilor și Geniul Carpaților. Ați explicat ceva în legătură cu generalul Pacepa. Pentru mine rămâne însă o nelămurire. Cum este posibil ca Ceaușescu, care are un spirit de observație destul de accentuat, să nu creadă dintr-un început faptul că Pacepa este agent? Și legat de acest subiect, cum se explică relația lui directă cu Pacepa, ocolindu-l pe generalul Doicaru, care era comandantul său? Mulțumesc. Rolul generalului Vlad în fondarea organizației de pionieri, avem un capitol interesant în carte, inclusiv precizarea că Gheorghiu Dej ar fi dorit ca organizația să se cheme străjerii. Așa. Dar, zice, băi, Carol al II-lea a compromis prea mult organizația, deci, fapt, deci, a făcut o franasă, deci, și așa mai departe, dar a compromis mult mișcarea și nu putem să-i zicem străjeri. Pe de altă parte, zice, dacă le-am zice străjeri, nu ne-ar ierta nici tovarășii sovietici. Sunt detalii interesante și cu cine s-a dus acolo și discuțiile și cum au fost selectați. În privința lui Pacepa, păi, nu, Pacepa era cel mai important agent sovietic pe lângă Ceaușescu. Erau alții și mai aproape. Cum a reușit Pacepa să se insinueze în anturajul familial? Simplu, prin corupție. Deci Pacepa cu Doicaru au practicat o corupție la nivel înalt, așa, pentru a câștiga bune aprecieri, să aibă bună renume, servilism, practic, și așa, și au devalizat enorm de mult. Domnule general, așa. Am dat pe Pacepa pentru caracterul formidabil al vizitei în Statele Unite. Atenție, atenție! Vizita în Statele Unite din 1978, așa, dacă nu mă înșel, că a fost până și în 78, așa, a fost un eșec total de unde a început declinul și căderea liberă a lui Pacepa. După aia, înainte ca Pacepa să plece în... La Bol. Așa, la Bol și să nu mai vină,
el intrase deja într-o anchetă tocmai pentru corupție. Tocmai, dar asta mă așa, deci atenție. N-a crezut de la început că i s-a spus mereu. Ai grijă, ai grijă. Nu, lui Ceaușescu nu i s-a spus despre pace. S-au spus despre alții. Despre Pacepa nu i s-a spus, nu i s-a spus despre Pacepa, despre alții, da, și pe alții i-a ținut, zice, bine, dar să fim cu ochii pe ei, că pe ăsta îl știm, dar dacă pe ăsta îl dăm la o parte și vine altul, nu știm cine o fi al doilea. Și așa mai departe. Bun, erau lucruri ținute sub control, într-un fel. Da. Da. Dacă ați putea face câteva comentarii, v-aș ruga, legat de Transilvania, pe războiul serviciilor secrete români și maghiari. Avem un capitol dezvoltat cu niște comentarii foarte interesante ale domnului generalul Lat și n-aș putea să spun mai mult decât a spus dânsul acolo. La rândul meu am publicat în 4 sau 5 din cărțile mele o cronologie a acțiunilor neorevizionismului maghiar pe bază de surse și declarații, acte și gesturi comise în spațiul public, care ne dau foarte serios de gândit. Generalul Vlad ce ne spune? Că aparatul de contraspionaj și cel de securitate internă pe care l-a avut în problema maghiară și-a făcut în mod exemplar datoria. Chiar dacă au fost numeroase tentative de racolare a unor ofițeri, chiar dacă li s-au oferit ispite periculoase și bucătărește pricepute, n-au reușit ca cu șoaptele sub plapumă să întoarcă securitatea statului de la misia ei. Pe zonă politică, însă, lucrurile nu putem garanta că au stat astfel. Partea cea mai importantă acestei confruntări dintre serviciile secrete române și maghiare este aceea că locuitorii Transilvaniei, fie ei români, fie unguri, fie sași, fie de alte etnii, și-au cunoscut interesele și nu s-au lăsat atrași în diversiunile realizate de serviciile străine sau în propaganda lansată de liderilor politici mai nou. Problemele între etnii nu au cunoscut escaladări, nu au mers înspre violențe, excepție făcând momentele care au fost îndelung pregătite și asigurate logistic și la locul unde urma să se întâmple, presa era prezentă cu o săptămână înainte și cu toate camerele la hotel ocupate, recte în Târgu Mureș. Sigur, lipsa de reacție a conducerii politice a României în legătură cu lucrurile grave care s-au întâmplat în anul 90 și în martie și în iunie și care erau de fapt tot o prelungire a lui decembrie 1989, puteau să ducă România dincolo de marginea prăpastiei dacă nu exista spiritul de toleranță și înțelegere între cetățenii loiali României, indiferent de etnia lor. Da. Aici, în județul ăsta, a trăit un personaj celebru, domnul ofițer, îl știu, capitan Emil Păculescu. Da. El a scris niște cărți, Nicolae Ceaușescu a fost unchiul meu. Și acolo zice ceva șocant. În seara zilei de 21 decembrie 1989, generalul Vlad și generalul Milea s-au dus în punctele fierbinți din București. Generalul Vlad i-a propus generalului Milea să aresteze pe Ceaușescu. Și generalul Milea n-a dat niciun răspuns, pentru că omul cedase din punct de vedere psihic. Generalul Vlad a interpretat tăcerea lui în alt fel. A doua zi, la ora 6, s-a dus la Nicolae Ceaușescu și i-a spus că Milea a trădat. Ceaușescu l-a întrebat, ai dovada? Am. Ceaușescu l-a chemat pe Emilia, l-a făcut cu ou și cu oțet, acesta a plecat și, pentru că cedase psihic, s-a împușcat. Cum comenta? Cum putea generalul Vlad, care i-a propus lui Emilia arestarea lui Ceaușescu, să meargă să-i spună
cu Ceaușescu când mi le-a trădat. Să fim serioși. Erau toți trei condamnați la moarte din data de 17 decembrie. Altceva este mai important, că patru membri ai CPX-ului în 17 decembrie, unde niciodată nu exista o voce împotriva lui Ceaușescu, patru membri ai CPX-ului s-au opus trimiterii în fața plutonului de execuție a celor trei miniștri. Ăsta este faptul mai important. Și eu l-am rugat pe generalul Vlad să-mi facă portretul fiecăruia dintre cei patru. Nu vreau să spun care sunt concluziile. Academicianul mare român Nenicescu, jurist, în prima fază, fi vrut să-i acorde titlul de doctor. Tovarășe Elena Ceaușescu. Păi și-a găsit altul. S-a găsit altul. Se zice că pentru motivul că n-a avut lucrări publicate în străinătate. A avut vreun rol PACEPA în publicarea lucrurilor științifice ale Elenei Ceaușescu ca să crede o premiere pentru doctor. A tuturor lucrărilor științifice. Numai, nu numai PACEPA a avut un rol. A avut rol organizații masonice care au înțeles valoarea lui Ceaușescu și valoarea sa de parteneri al politic cu oameni politici ai lumii și au vrut să-i câștige să fie de partea lor și i-au picat soclu. Deci francmasonul internațional a avut un mare rol în construirea imaginii internaționale al lui Ceaușescu, dar în subsidiar, să zic așa, a venit. Ceea ce a făcut Ionescu de la Sărbinești în următorul de lucrare de Elenei Ceaușescu a fost prea puțin față de ce s-a făcut pe plan internațional. Da, nu conta. Pierdem la trăiește. Vă mulțumim, domnule general, pentru prezența dumneavoastră. Vă mulțumim dumneavoastră pentru că ați fost un auditoriu foarte documentat în problemele pe care le-am discutat. Un auditoriu, vă spun, de elită. Vă mulțumim pentru întrebările puse. Sperăm că plecăm de aici cu niște lucruri, unele lămurite, de a aprofunda și de a ne